Salutări, prieteni! A sosit ora ultimului amical al României, înaintea turneului final de campionat european. Jucăm împotriva Liechtensteinului. Mă rog, meciul în sine nu ar trebui să reprezinte nicio mare problemă și nici nu o să ne... Nu vă închipuiți că o să stăm aici să analizăm și să hiperanalizăm. Până la urmă, o partidă luată așa, ca să mai avem încă 90 de minute. Probabil că, nu știu, Drăgușin, că e titular, este printre puținii, dacă nu singurul titular din meciul precedent, îi dai minute pentru că n-a avut la echipa de club, prinde și Moldovan niște minute, cam asta cred că este ideea acestui amical contra celor din Liechtenstein și eventual să te edifici, dacă mai e cazul, care vor fi jucătorii pe care îi lași acasă, cei doi. Interesant va fi mai degrabă ce se va întâmpla după meci, ce anunțuri va face Edi Iordănescu după meci, pentru că e de așteptat ca atunci să zică dacă pot jucătorii accidentați și care dintre ei vor putea să meargă la campionatul european. Dacă Burcă va merge, dacă îi va folosi pe vreunul dintre cei aflați pe lista aceea suplimentară despre care a pomenit și despre care presa, mă rog, a tot speculat în fel și chip, că ar fi Chiricheș, că ar fi Chipciu, că ar fi Luis Munteanu, Crețu de la Craiova și așa mai departe. O să vorbim pe marginea meciului, însă și pe marginea faptului că Ianis Hagi este capitan pentru prima oară la echipa națională. Discutăm însă în debutul emisiunii de actualitatea, să spunem, internă, nu legată de națională, aceea că la Rapid a venit un jucător sârb, un capitan, o să vorbim de la o echipă drept retrogradată. Krasniqi a fost anunțat oficial de Sparta Praga, e o poză sinistră, doamne, te înfiori când vezi ce poză i-au pus cei de la Sparta Praga pe site-ul oficial. Meme Stoica, Basara Panduru, vă salut, mă bucur că suntem împreună. Ardean la CFR Cluj era transferul clasic Dan Petrescu, este nici nu puteai să găsești fotbalist mai nimerit pentru fotbalul pe care îl vede Petrescu, dar haideți să vedeți poza lui Krasniqi Pandi și să-mi zici așa dacă avem? Nu, Krasniqi. Le-au mulțumit. Asta e poza. Deci așa l-au pus pe Krasniqi pe site-ul lui Sparta Praga. Probabil că a pus capul lui pe altceva, nu? Că n-are cum să arate așa niciodată. Cred. Ce e asta? Nu-s mâinile lui. Nu, nu e nimica, cred că, de la el. Da? Mâinile de la altul, umerii de la altul, tricoul de la altul și capul de la el. Tricoul e ceva de la un manechin ceva. Hai mă să mai dea, lăsați poza, lăsați-o că e prea tare. Mâinile nu sunt rele. Mâinile ceva nu sunt rele, dar spus, puțin cam acolo. În spate mâinile. Da, mâinile sunt în spate. În spate mâinile. Ba da. Parcă e cineva care vine după mâinile el. Mâinile spate și capul în față. Da. Capul e cineva care pleacă și mâinile cineva care vine. Deci așa unde, ceva. Cum era așa, oriunde mă duc zici că mă întorc. Dar ce trebuie să pui asemenea poză? Da. Oricum deci, e mai bine decât... Mai bine decât nimic? Nu. Nu, mai bine era nimic. Deci în cazul ăsta mai bine era nimic. Kindrich, nu? La Santa Claus. Da, vampir, Santa Claus. Că, vampirul din... I-a făcut vampir. Cu geaca aia neagră pe el, vesta aia. I-a pus și niște colțișori. Hai să spun ceva mai tare. Când am venit acum, n-are nicio legătură, dar e prea bună. Am fost la un meci la Deportivo Aveș. Da? Știi, Aveș. Da, era un jucat la Liga a doua. Lângă Porto sau unde? Da. Nu era nimeni pe stadion, am ajuns prea devreme, era un meci de Liga a doua. Păi și la un moment dat... L-ați luat pe de la... Nu. N-a venit ăla mic? Tatuci. Tatu era la Coimbra, la Coimbra. La Academica? Da, da. Stai să vezi. Parcă cineva a venit de la Aveș. Bă, a apărut așa... Bă, s-a întunecat cerul, a apărut o pasăre ceva înfiorător, venea spre mine, deci infarct direct, un mare vultur. Zic, gata mă, m-a luat, l-a terminat. Da, zici că au și ei ca la Benfica. Da, mă. Și că tu erai singurul. Bă, eu eram singurul și el venea spre mine și zic, gata mă, s-a terminat. Aveai ceva în mână, aveai mâncare în mână, aveai ceva cârnații. N-aveam nimic ce să mai... Eu eram mâncare în mână. Dar el a venit săracul că sub mine era... Eu eram la loje, la camarote. La camarote și l-a așteptat dresorul sub mine. La un metru sub mine. Dar eu de o să văd, eu am zis, gata mă, m-a luat. Vulturul textil la lucru. Dar ce tare să fii singur pe stadion și totuși să dea aia drumul la vultur, așa, la mișto. Stai puțin, că
dacă îl vedeam pe jos, mai era ceva, era. Dar a apărut de nicăieri, din văzduh. Zici că așa apare și Krasniqi. Da, adică, bă, frate, sperie dacă vezi pe Krasniqi. Băi, săracul, deci au pus o poză. N-ai cum pe să cuvânt, dacă nu, ai cum... să spun, e mai bine să nu pui. Da. Da? Știi că e mai bine să nu mă las-o așa, că e mai bine. Nu, nu e mai bine. O, Doamne. Mai bine nu pui nimic decât să pui așa ceva. Da, în fine. Cu Meme am mai discutat ieri, dar spune-mi și părerea ta, Pandi, despre faptul că vinzi un jucător, poate cel mai bun jucător al tău, din cel puțin din, da, din a doua, cred că e mai bun decât Rahmani, a fost mai bun decât Rahmani în 2024. Eu vorbesc per total, mi s-a părut mai constant. Rahmani îți ratează câte? 3-4 penaltiuri anul ăsta? 3 sigur, cred că. 4 de 3, tot. 4. În sezon 4. Și acum 3? Acum 2, în ultimele 2 meciuri. Dă destule goluri, penultime. Nu te aștepți din dreapta de acolo să joace atât de bine. Adică mi se pare că... Ți se pare bine, dar mie nu știu ce să mi se pară. Adică aduci un jucător, nu înțeleg de fapt ce vrei. Exact. Da? Mi se pare așa că e ceva de pe vremuri, prin 80 ceva, când mergeam pe la Serbia, aduceam câte ceva și vindeam puțin mai scump imediat, știi, când ajungeam la Reșița, știi? Imediat, săpunuri, ce, luam ceva. Nu, uite, eu la Turcia. Nu, așa mi se pare, adică dai 1 milion pe el. Dai 15%, lași 15% CFR-ului, da? Deci 1 milion cât o fi, 1 milion din 15% din ce iei, da? Deci din 2 milioane, da. Să spunem. Mai trebuie să dai CFR-ului, iei banii ăștia, ce vrei să faci de fapt? Asta nu înțeleg. Deci altceva, clauză când iei un jucător cu 1 milion și cu 15%, doar de 2 milioane după... Iar nu înțeleg nici pe asta. Dacă îmi spuneai că îl vindeai pe Krasniqi cu 4, cu 5 milioane, chiar cu 3, să zic, cu 3, 4, 5 milioane, ziceam, bă, asta este. Dar dacă tu iei cu 1 și mai dai și 15% și îl dai cu 2 milioane, acum o să ne spună, domne, că a venit noul la antrenor și că nu l-a vrut. Nu, asta e vrăjeală. Păi nu vrei cel mai bun jucător al tău? Băi, eu aici am observație. Voi l-ați văzut vreodată că nu se apără deloc? Și acum vin și spun că de fapt nu e bun pentru a vrem altceva. Petrila se apără, Petrila. Nu știu. Pe Petrila dacă se apără, nu știu, ai o mare problemă cu un jucător care face o singură fază. Și eu am spus, e posibil să vrea să-i facă loc lor Areș Pop. Cu cine joci sub vârstă? Păi cred că vă frecați mâinile. Iar dacă vrea așa să facă loc la toată lumea, așa ar fi bine pentru voi să... Păi, eu și eu zic, ar fi bine pentru voi să facă loc la toată lumea și să-l dea și pe Rahmani, să-l dea și pe Krasniqi, să mai dea 1-2, mi se pare că e foarte bine. Nu văd de ce pui clauză de 2, nu văd de ce îl vinzi, nu înțeleg care este treaba. Da, nu, nu înțeleg care e treaba. E un mister politic a Rapidului în momentul de față. Deci ce vrei de fapt tu? Tu... Că tot au, domne, să vină jucător, nu știu ce. Păi ce jucător valoros să vină la noi? Că tu primul lucru pe care îl faci anul următor l-ai vândut. Da? Nu, dar nici Dugan, n-ai cum zici, să, n-ai l-ai luat să-i anul ții. Ăsta. Deci Dugan zici, l-ai luat anul ăsta, a făcut un an bun, l-ai vândut în anul următor. Ok, i-ai pus clauză de 1.500.000. Hai să zicem că am înțeles că nu știu ce, că n-ai știu, că nu știu. Bă, da, vine acum Krasniqi, da? 1 milion, 15%. Și tu pui clauză de 2. Deci a avut clauză? Păi, atunci de ce să-l dai? Atunci plătește-mă clauza de 5 milioane, nu? Bănuiesc. Nu, ce, tu zici că a fost clauză de 2 milioane? Eu spun așa, că dacă avea clauză de 5 milioane, cum mă gândesc că e normal, când dai 1 milion și 15% pe un jucător... Sau nu că nu e. În România nu e obligatoriu să ai clauză. Nu există. Doar Spania. La Spania este obligatoriu clauză. Nu e vorba de obligatoriu. Poți să poate pleca jucătorul dacă nu are clauză. Își plătește ultimele salariile pe anii pe care mai are de contract, nu e așa. Adică în România oriunde, asta e FIFA. Zic, toți jucătorii au clauze peste tot în lume? Depinde de vârstă și de perioada pe care o mai au. Serios? Da. Adică eu nu știam, de exemplu, că în Anglia au clauze ăștia. Da, tu știi mai bine ca mine, îți dai seama. Să n-aibă clauze, au clauze. Sunt unii care nu au avut clauze, cum a fost Kane, dar care au avut înțelegeri cu clubul. Sunt cluburi la care gentleman agreement e mai puternic decât hârtia semnată. Ok, nu n-am știut. Știam că în Spania e obligatorie clauza. Deci prin contract, în momentul în care l-ai semnat, i-ai băgat automat clauză. Dar uite, deci e o chestie... Deci ai să întrebi pe tine, da, ca să plecăm de la altceva.
tu ești președinte la Rapid, director sportiv, dai un milion, îl pui pe Șucu să dea un milion și încă 15% da CFR-ului, ce clauză îi pune tu de reziliere? Așa e, cinci cel puțin. Îi pune de două? Poate nu i-ai pus, deloc. Păi dacă nu i-ai pus, atunci cu Dugan zici, cu Dugan, da, și cer cât vrei, cu Dugan zici, ai greșit, să zicem. Iară greșești, iară nu pui. Dar știi iară... ce pare? Pare? Sparta Praga nu cumpără cu mai mult de 2 milioane, 2 milioane 500 maximum. Păi cel mai mult, din ce m-am uitat... 200 pe nu, 3 Solbacher. Că am dat mai înapoi, mult înapoi. Mai de mult. 3-5 pe al nostru, pe Stanciu. A, nu? E, acum mulți ani. M-am dus până prin 17-18 pe acolo să văd. Că în rest au două... Dar când erau chinezi, cred că la ei. Cred că aveau nu mai știu mulți ce erau, ce nu erau, la Slavia, dar... Barța. În general, când te uiți, vezi că dau două și iau 11. Cam așa e la toată la asta de transferuri. Dar știi ce îmi pare? Mie îmi pare politica Rapidului în momentul de față una în care zice așa, domnule, nu vreau să niciun moment să pierd balanțul ăsta economic. Adică, pentru că nu prind Europa, da, nici anul ăsta, și atunci am ceva de vândut, vând, ca să rămân într-un fel într-o zonă de asta safe, într-o zonă sigură. Să nu cumva să scape lucrurile de sub control, să devină, nu știu, datoria către Șucu prea mare sau habar n-am, adică să nu intri într-o... Adică faci în așa fel încât să nu cumva să câștigi campionatul anul. Aia, nu știu. Cam așa pare că faci. Adică ai vrea să câștigi campionatul, ești foarte supărat că în centenarul sau în CE nu câștigi, dar tu de fapt deodată parcă ai vrea balanță, ai vrea ce ai vrea, ce vrei de fapt? Că dacă vrei balanță nu e nicio problemă, nu spui că vreau balanță și aia e, termin pe ce loc o-i termina și nu e nicio problemă. Credeți că e o sumă bună pe care au luat-o pe Krasniqi? Nu discut despre sumă bună sau mai puțin bună. Discut de ideea asta de a lua cu 1.100.000 și ceva și să dai... Dar nu trebuie discutat și de sumă? Păi dacă tu ai luat 2 milioane, dai 15% probabil din 2 milioane, nu? Care înseamnă 300 de mii, nu? Da. 300 și au păstrat și 15% tu ai dat 1 milion, transfer. Deci mai dai 300 de mii, rămâi cu 1.371.8, da? Deci rămâi cu 800. Plus salariul lui în anul care e. Că îl pui și pe ăla, că și ăla e adică așa știu că socotesc cluburile. Știu, dar... Ce salariu mai ai să-i dai? Nu-ți vine nimeni pe zero salariu ca să pui pe ăștia deoparte. Adică tu îi scazi pe aia, dar pe ăștia când vine unul nu mai pui salariul. Încă o dată zic, îți vine oferta asta pentru Krasniqi. Meme, merită să încasezi suma asta și să-l dai? Repet, aici sunt opinii și opinii. Eu consider că este... Nu e un fotbalist complet. Și cred că suma e foarte bună. Aha. Dar ai crezut că suma este bună 1.015% când l-au cumpărat de la CFR? S-a părut că au plătit păi ca să ne dăm puțin înapoi. Adică s-a părut că au plătit foarte mult. De pentru că el la CFR nu juca. Era un juc, și dacă îl cumperi pe Brown cu 200 de mic, am înțeles. Eu spun ce am auzit prin presă, că nu știm. Păi, ce auzim noi? Vorbim noi? Și da, noi ce se și aude, ce da. Auzim. Da. Ce ne e logic să iei o rezervă de un jucător care oricum a demonstrat că are valoare și la Botoșan și la CFR. Dar să dai pe un jucător pe care ei nu-l utilizează în condițiile în care te bați cu ei pe banii ăștia, nu. Mi s-a părut foarte mult. Și dar, atunci... dar a fost pentru mine surprinzător faptul că faza ofensivă a jucat-o excelent și în stânga și în dreapta la Rapid. A părut un transfer reușit. Pe de altă parte, când analizam meciurile lor, vedeam că nu se apără. Meciurile lor cu noi nu putea să ne analizăm că nu eram noi. Ei jucau mai degrabă singuri. Și atunci era... mai greu de evaluat un fotbalist. Dar de apărat, nu se apăra. În consecință, e corect să spunem, să zicem că Lennon a stat ce a analizat. Și a zis și a tras vreau concluzia. Alt profil de jucător, vreau alt profil de jucător, ăsta nu se apără. Să zicem cum a zis Meme. Și atunci să limitezi... Mai mult sau mai puțin decât Coman? Poftim? Se apără mai mult, ai auzit bine, mai mult sau mai puțin decât Coman? Cred că se apă, dar nu produce cât produce Coman în ofensivă. Nu produce nimeni. Nu produce, n-a produs nimeni anul ăsta cât a produs Coman, dar se apără la fel de puțin ca și Coman. Poate mai mult decât Coman se apără, părerea mea. Da. Poate.
Poate. E posibil. Poate, dar ce vreau... nu am gândit altfel. Tactică altfel, aia face jocul pentru el, e altă poveste. Dar dacă comparăm așa... Dar ce vreau să întreb este... Noi am câștigat campionatul la distanță confortabilă, pe când ei au terminat pe locul 6 la o altă distanță confortabilă. Și atunci, încă o dată, mă întorc. Se uită Lennon, vede ce a văzut și meme și zice, dom'le, nu se apără cum trebuie, vreau să-l dăm pe jucătorul ăsta. E corect să zici, hai să limităm pagubele? Că noi am dat poate prea mult pe el, un milion. Poate să fi realizat că e prea mult și atunci cum limităm pagubele? Păi limităm, acceptând 2.100.000 pe el, mai sunt 15% înțeleg care ar urma, dar ce pare în momentul de față, și cred că suporterii rapidiști ar trebui, în mod normal, să fie nemulțumiți, este că nu vezi un proiect în toată chestia asta. Că, în mod normal, un proiect zici, cum va? Mă, hai să ținem 2-3 ani de jucători, dacă vrem să câștigăm campionatul, de cei mai buni măcar. Nu zic 2-3 ani, că 3 ani e greu în România. Dar hai măcar 2 sezoane să încercăm să legăm. Da? Și atunci să construim un lot și să mergem și la anul să terminăm noi peste FCSB la distanța asta de puncte. Așa mi s-ar părea logic. Ori tu, suporter, când vezi acum că ți l-a vândut pe cel mai bun, după ce l-a vândut... Deci acum 2 ani a fost la Reșilie cel mai bun, l-ai vândut. Acum... Anul trecut a fost Dugan, zici, cel mai bun, l-ai vândut. Acum a fost Krasniqi, poate cel mai bun, l-ai vândut. Să știi că vinzi jucătorii atunci când ai oferte. Și când ei, tu realizezi că mai mult nu pot urca să-i vinzi mai scump. La Reșilie. Ia ce a făcut după ce a plecat. Da, nimic, de acord. Nimic. A fost business bun. Franța, nimic. Nici n-avea ce să caute acolo. Hai să fim corecți. Nu știu. Eu spun că a schimbat 3 campionate. S-a dus în Franța, n-a putut să joace. S-a dus în Israel, n-a putut să joace. S-a dus în Elveția, a mai jucat. Dar fără să fie protagonist. Dugan Gigi a plecat în Arabia Saudită. Ok, Dugan Gigi nu-i Mitrovici. Clar. Băi, da, n-are cifre deloc. Păi da. N-are, dar e și altfel de fotbal. Corect, da, el e un jucător, corect, după părerea mea, corect, care da, 80% Pandi, trebuie să stea în careu advers, Pandi, da, ca să poată să Pandi, producă, dar eu spun doar atât. Terenului. Dugan Gigi, la Osijek n-a existat, da, la Soci n-a existat, da. A existat la Botoșani, la Botoșani și la Rapid. Și la Rapid, nici la CFR n-a jucat. La Botoșani și la Rapid. Adică eu spun că, eu nu departe să fiu avocatul Rapidului, dar sunt unele decizii pe care trebuie să le iei. Om din fotbal, din club. Și știi pe care trebuie să le iei, pentru că știu foarte bine că și eu am avut la viața mea, am avut oferte pe Mihalache, de exemplu, la Galați, Dragoș Mihalache. Am zis, nu, nu-l vând, 400.000, da, nu, că o să fie. Și după aia a plecat liber. Există... Când vinzi un jucător, îl vinzi în plină formă și cu părere de rău că l-ai vândut. Că așa se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că nu e un câștig în viitor. Poate să vină altul. Aici, nu știu, aici cred că e complexă problema. Da, ok. Dar până să vedem că vine următorul jucător. Pentru că, în mod normal, tu dacă ai luat 2 milioane pe ăsta, ar trebui să vedem... Eu cred că acolo pe poziția aia să vă întreb ceva. S-ar putea să fi tras o concluzie după anul ăsta și să vadă că doi kosovari sau doi de ceva de altă naționalitate într-o echipă strică ceva? Vezi. Păi da, ok. Și acum aduci un sârb pe care îl pui lângă, lângă burmaz. Un al doilea sârb, că zici... Doi cu doi e altceva. Nu știu, zic și eu, acum, caut ceva să fie, abar n-am. Da, și l-a dus pe Luca Gojkovic. Gojkovic-Xavi, da. L-au lăsat aia să plece pe Xavi, că l-aveau pe cine acolo, dacă l-au lăsat pe Xavi să plece. L-au retrocesiune, ce să facă? L-au pe Mbappé, iau pe toți nebunii acolo, dacă îl lași pe Xavi să plece. Pe cine e acolo? La Serie B nu cred că ai nevoie de e mai pe topoare, n-ai nevoie de finețe. Nu-l cunosc pe om, nu pot să vorbesc, vreau să-l văd și după aia să vorbesc. Nu știe nimeni. Mai corect. Dar capitanul, da? Ce crezi că gândesc suporterii Rapidului în momentul de față? Exact ce ai zis tu. Vându Krasniqi. Exact ce ai zis tu. Nu mai înțeleg nimic, nu știu ce se întâmplă, mâine, poimâine, nimic. Nu e ușor. Și ai zis foarte bine. Bă, da, 2 ani de zile, dacă vrei să faci ceva, trebuie să tragi puțin de toată lumea, da? Măcar de oamenii ăia buni. Nu merge anul ăsta. Vedem la anul. Nu merge nici la anul. Hai atunci să îi dăm pe oamenii ăștia în care am avut încredere și nu ne-au ajutat absolut deloc. Dar dacă tu la fiecare 6 luni de zile, la fiecare an, îl vinzi pe un jucător cu prima sumă care îți vine,
Că de-aia spun, adică bă, dau un milion și ceva și nu-i pun o clauză, iar nu înțeleg. Îi pun o clauză de 2 milioane, iar nu înțeleg. Adică sunt niște lucruri pe care bă, chiar nu le înțelegi. Totuși cineva la Rapid i-a adus anul trecut pe Mikovski și pe Rareș și Pop. Că au fost, Mikovski a fost împrumutat, Rareș și Pop a fost lăsat să joace. Foarte, joace, bun, foarte Mikovski, bun Mikovski, da. E, la momentul ăsta, Rapid, la momentul ăsta, are în zonele laterale ofensive, adică atacant lateral dreapta, atacant lateral stânga, îi punem la pachet. Funșo, Papo, Mikovski, Rareș Pop, Petrila. Sunt 5 jucători din care trebuie să joace. Stânga dreapta, ai zis, nu? Am zis stânga dreapta. Da, da, da. Da. E vreun mai bun decât Krasniqi? E vreun mai bun decât Krasniqi? Nu știu asta. A fost vreun mai bun în 2024 decât Krasniqi? Niciun. În 2024, nu, dar în 2024 este un an pe care cei de la Rapid vor să-l uite. Rapid a fost bine în 2023. Ai spune că și din cauza lui Krasniqi n-aș nu, spune. Nu. Mai degrabă sunt dacă Krasniqi a fost bun sunt acum, când joacă și ceilalți bine, probabil că va fi mai poate, bun teoretic. Poate. Sunt de alt profil. Funșo e jucător care îți face ambele faze, n-are finețea și rafinamentul lui Krasniqi. Sub nicio formă, dar îți face ambele faze. Petrila după accidentare, poate nu mai e Petrila dinainte de accidentare, dar înainte de accidentare părea foarte bun, cel puțin așa mi se pare mie. Eu, da. Eu îmi spun, îmi exprim o opinie. Papoi, un jucător care a arătat foarte bine și el o perioadă, chiar foarte bine. Spun, în momentul în care echipa noastră joacă împotriva unui adversar și mi-e frică de unii jucători, pentru mine e jucător bun. Logic. Știi? Adică... firesc. Bă, mi-era frică de Papo. Rău de tot. Adică și la Craiova, că de acolo a început declinul. Ok, e, bă, ai un accident acasă cu farul. Dar la Craiova, 1-0, ești 11 contra 10, nu prea ai voie să nu câștigi meciul ăla. Da, așa e. Iese Papo, buf. Și alege praf. Da. Da. Așteptăm... așteptăm... Mai departe, Mikovski e un jucător care provine din... fundaș stânga, dar a jucat și în stânga și în dreapta. Bine, mie mi-a plăcut, chiar a fost bun. La UTA, da, dar să vedem că el acum a venit într-un fel de probe acum în două săptămâni de zile din geam. Toți cei de la UTA. Nimeni nu spune că nu au. Dar cred că marea întrebare, și asta a fost o chestie pe care Marian Iancu a tot repetat-o, lumea a zis că are ceva cu Dan Șucu. Dar Marian Iancu a zis că la fotbal înainte trebuie să pierzi bani și să pierzi, să fii pregătit să pierzi bani mulți înainte să încasezi bani mulți. Eu nu sunt de acord cu asta, neapărat. Poate ca să faci performanță? Am făcut cu Urzicel în performanță fără să pierdem bani mulți. În fine, sunt cazuri izolate, da, probabil. Poate are dreptate. E izolat. Poate are dreptate, adică... dar poate el se gândește așa. Băi, sunt acoperit în stânga-dreapta în atac, vreau să cumpăr în alte zone. L-a cumpărat pe Gojkovici. Poate e foarte bun Gojkovici. Da. Și poate că nu voia omul să cheltuiască 5 milioane din buzunar. Poate voia banii aia să-i facă din jucători unde era acoperit. Nu, poate nu i-a dat niciun ban. A zis vinde ce vrei și cu banii aia cumpără ce vrei. Și așa. Că, așa cam așa pare. Așa mi-a făcut mie copos. Așa pare. Că nu-ți dau niciun ban în... să negociezi. Nu, am fost și am zis bine, mă, gata, am negociat contractul meu, tot ok. Și am zis ce jucători aș vrea să aduc și a zis ok, foarte bine, cam cât costă? Păi 1,5 milioane. Perfect. Mamă, eu ce bucuros am fost, zic, ce ușor se lucrează cu George Copos. Și am văzut că tot scria pe o hârtie acolo, nu știu ce, și mi-a dat hârtia. Și pe hârtia aia era așa, 450.000 Schumacher, 350.000 Narcisa Ducan, 250.000 Chiriță. Ia 1,500.000. Da. Ia 1,500.000. Și zic, păi, dar cine-i cumpără? Păi asta e treaba ta. A, ok. Deci țin minte perfect 1,5 milioane. Am și hârtia pe acasă. Ați discutat ulterior subiectul? E, cum să nu? Am discutat de mai multe ori. După aia ți-a apucat să zâmbea. Dar un zâmbet așa suav George Copos. Mai ales când își trage din pastele comune. Nu știm despre ceva. Ok. Bun, l-am văzut. Ce-au luat la revedere și de la Daniel Niculae, cei de la Rapid astăzi. Asta e o mișcare meme, a zis de mai mult. La asta. De mai multe ori. Eu nu mă așteptam, ok, să ocupe altă funcție, dar sub nicio formă nu mă așteptam să se despartă de Daniel Niculae, dacă ținem cont de ce a însemnat Daniel Niculae pentru Rapid în decursul timpului. Sau putea să spună, o să stea deoparte atâta până timp cât este în proces, nu vrem să ne băgăm deloc în treaba asta, în momentul în care se rezolvă și el nu pățește absolut nimic, e curat, e totul, se întoarce înapoi la echipă, nu? Așa te-ai fi așteptat, pentru că așa era
așa cred că trebuia să se întâmple. Nu v-a surprins schimbul de aluzii mai degrabă, pentru că nu s-au acuzat niciun moment, dar Dan Șuc într-un comunicat vorbește despre rapidismul ăla excesiv și care, mă rog, duce la prea multă îngăduință față de jucători. Daniel Niculae are tot felul de postări în care arată că el este ăsta, eu sunt prea rapidist. Au existat, nu v-au surprins, nici nu știu, că nu sunt tachinări, sunt, repet, aluzii, cred că e cel mai corect. Tocmai de asta n-ai putut să le comentezi, adică erau într-o undeva unde nu te puteai lua de ele. Nici nu știai dacă e glumă, dacă nu e glumă, ce e, mai bine nu le comentai. Dar eu nu mă așteptam să-l dea la o parte. Da, a plecat și Albu, iar a plecat la și Albu, nu mă așteptam să-l dea la o parte. Da, da. Cred că din momentul Iași... Din momentul Iași era normal să-l dea la o parte, probabil. Și la CFR Cluj, și cu asta vreau să închidem subiectul ăsta, la CFR Cluj vine Artean. Bebe. Da, ce... Deci nu știu nici poza asta, pe cuvânt. Deci astăzi este o problemă cu pozele. Pe Vișiniu. Da. Fulgerile sunt... Ce sale? Chenarul ăla nu-l înțeleg. Chenarul ăla ca să-i facă capul mai mare. De ce chenarul ăla? Nu, dar de ce are fulgere la cap? Gândește bine în teren și iese numai idei. Alea-s idei, de fapt. E străfulgerat de idei. Da, de idei, da, în timpul jocului. Deci de ce ai pune fulgere la el cap? El după cât s-a întors? După un an? Zici că e personaj Marvel. Un an? Da, un an. Da, în care a jucat 20 de meciuri și a dat un gol. Nu, a plecat, n-a jucat tot. A început anul la GIC. Da, de fapt, da, corect, nu. Ce, în iarnă? Nu. Păi da. Nu cred. Ori în septembrie, ori în iarnă. Nu cred în septembrie. Cred că în septembrie. Are 20 de meciuri jucate. Nu cred că au... Nu, în septembrie, în septembrie. Da, că a jucat în cupele europene. În tururile preliminare, da, de cupele europene. Și la Helsinki a jucat. Da. Băi, bun jucător și joacă orice. Acum nu știu la unde vrea să se acopere Petrescu. Ce, probabil mijlocaș central. Da, dar probabil nu o să mai rămână Cheita. Cine știe, că Taxidis, am înțeles că a semnat. A semnat. Dar recunoaște că dacă zădeam o listă. Meme, dacă zădeam o listă cu jucători... Doi ți spuneam de start, Artean și Ovidiu Popescu. Vezi? Da. Deci, dacă zădeam o listă, pe cine crezi că ai vrea? Popescu și zădeam... Nu, nu, l-am partit dincolo, e la Cluj, dar era același profil. Nu zicea, ți-ai fi dat o listă cu mijlocași, vrea Petrescu un mijlocaș central, caută. Și dădeai o listă cu jucători, printre care să fie și Artean. Cred că băgai, semnai că e unul dintre ei. Acolo Taxidis cu Muhar, probabil că o să joace. Și trebuie un închizător, dar în spatele lor. Artean, da? Artean a jucat. Deși Artean n-a jucat poziția asta neapărat. A jucat, mai jucat inter, dreapta la un moment dat. Când s-a luat titlul, nu prea a jucat, că au jucat Băluță și Nedelcu. Și cu Nedelcu, exact. El a jucat mai degrabă optar. Da. Inter jucă. Da. Inter dreapta. Ce n-am înțeles, de ce n-a rămas în Cipru? Că tot ai vrut să pleci din România. Da. E corect. Și te-ai dus pe salariu bun, adică ai fost mulțumit după ce ai semnat. Să fie mai mare la CFR? Păi știu, dar te lasă ciprioții să pleci. El avea contract acolo. El nu a semnat pe jumătate de an, pe 8 luni. Spun sigur, avea contract, deci l-au lăsat să plece. Și bănuiesc poate că nu s-a plătit. Dacă au dat 50.000, a pus clauză de 100.000. Uite că mă uitasem astăzi la... Da. Nu, n-am avut niciun bani. 50.000 au dat la regi. N-au dat? Zic că nu. N-au dat 50.000? Ce scria? Așa scria prin preză, zic că nu. N-au dat niciun bani. Stai, uite, chiar sunt curios. Dacă în ultima pentru că jucase în ultima vreme, că asta nu, este... Nu, tocmai asta este... Miră. Bine, echipa, mi se pare că la Apollon a fost. Da, la Apollon. La Apollon, unde a fost și Costache și n-a jucat. Da. Dar el, uite, că avea în ultima vreme 90 de minute. Costache pleacă, nu? De la... Păi, da. Din Cipru. Da. Vine în România, cred. Adică el în ultimele... Deci el în ultimele foarte multe etape este o singură dată rezervă neutrală. Deci dar acolo a avut un sezon prost. Acolo în Grecia e total diferit. Se schimbă toată lumea, vine cu toată lumea, dă afară pe toată lumea. Deci pe mine nu mă miră că pleacă 15-20, vin 15-20. Adică Bogdan Andone, care anul trecut s-a dus și a salvat, că era în criză echipa, a început campionatul ăsta, a făcut două egaluri în primele două etape și l-au dat afară. Două egaluri în primele două etape. Totuși. Nu, dar acolo asta e, asta fac. Da. Dau afară, la noi nu prea s-a întâmplat decât cu Marius Dărășanu la Astra o chestie asemănătoare, că n-a pierdut niciun meci și a fost dat afară. A fost Janeiro.
Janeiro care n-a făcut. Vorbesc de unii care n-au pierdut bine, nici Janeiro n-a pierdut. Janeiro n-a pierdut, a plecat nevins de la Craiova lui Mititelu. Așa e. A jucat... N-a venit în ianuarie, aia a fost problema. A făcut pregătirea. Jumătate de pregătire. El dacă era ianuarie, îl cheamă, nu? Da. Trebuia să vină în ianuarie, nu să vină în vara când e cald. Înainte să-l ascultăm pe Hagi, astăzi s-a lansat cartea Lăcătuș 7 pași, scrisă de George Ogăraru. Uite, interesant, George Ogăraru și Vasile Lupaș Finteș. În ziua în care Steaua a împlinit 77 de ani. Și au fost, astăzi au fost mai mulți, 7, astea sunt imagini de la lansare. Și am fost invitat, le-am spus că nu pot să mă duc. Aha. Aș fi vrut să fiu acolo, dar n-am putut pentru că am avut emisiune. Da, uite, sau am emisiune. Și pe Mariana, Antică, și lumea, pe Darius și pe Darius, cred că a fost și Hagi, mă și gândesc. Și pe Ionel Stoica. Păi, da, că a fost Hagi, da, că e cu... vorbește... Da. O să citești cartea? Da, sau sunt știi? Acolo. Ai, cum e? Nu știu, știu. Am spus și eu câte ceva, dar nu știu ce e în carte. Ai vorbit, ai scris, adică am apare vorbit ceva eu, da, cu cel care a făcut cartea. Nu știam, nu știu detalii, dăm niște detalii. Nu, adică nu știu nicio detalii. Ți-a luat un interviu sau cum a fost? Am vorbit, dar a fost o întâlnire telefonică, am vorbit și a scris ce a crezut că trebuie să scrie. A, și încerându-ți amintiri cu Lăcătuș sau cum? Cerându-mi ceva despre Lăcătuș, da. Și tu i-ai dat, că tu de obicei nu prea dă. Puține lucruri, s-a părut unele excepționale. Am văzut că nu s-a băgat niciun ăla al naționale, da, în pentru că generației voastre. Dar ți-am mai spus, eu nu sunt povestitor, nu povestesc, nu-mi place să povestesc, sunt lucruri care s-au întâmplat, lucruri pe care nu le mai înțelege nimeni acum. Nu-mi place să povestesc, de-aia ți-am spus tot timpul, nu sunt bun povestitor. Sunt bun când vreau câteodată așa cu prietenii, sunt bun, dar așa nu, pentru că nu sunt lucruri care nu poți să le spui, nu le mai înțelege lumea. Nu ai cum să spun ceva din 1991 când am ajuns eu și să vezi lucrul ăla. Nu mai dar există. Dar să știi că nu mi-a plăcut că nu ai apărut. Dacă ți-ai iau un interviu în documentarul ăla, nu m-a deranjat cu absolut deloc, uite, cu nimic. Uite, Ando, asta e o chestie frumoasă. Da, știam că Ando o chestie frumoasă fie, pentru că știți povestea aia cu Lăcătuș cu Andone după un Steaua Dinamo, când Ando a fost puțin nervos. Da. Și Marius Lăcătuș a intervenit pentru el și l-a salvat, chiar se poate spune, în perioada aia. Exact. E mare lucru când sunt prietenii la... Ce rivalitate acerbă era pe vremea aia, prietenii între steliști și Andu este altceva, că m-a sunat George Ogăraru și mi-a spus că vine și Andu și a spus Andu e altceva, n-ai Andu. Andu e frate cu toată lumea, nu poți să... Dar în perioada aia toți povestesc că existau tovără și dincolo de faptul că își rupeau tibile și ce își rupeau, exista tovărășie. Între, nu doar, adică înțeleg că Lăcătuș era apropiat nu doar cu Andone de la Dinamo. Stăteam cameră cu Lupul la echipa națională, nu? Dar și noi eram prieteni, și eu eram prieteni cu aproape toată lumea pe la echipa națională, cu băieții de la Craiova, cu chiar toată astăzi mai lumea sunt eram, între ei? Cu băieții de la Dinamo, cu băieții de la Sport, cu toți eram Dinamo, frați. Nu, bun. Mă gândesc că între ei, jucători de la FCSB cu jucători... Cristea cu Olaru și Șut și chiar și Oaidă. Cristea și Oaidă, Olaru și Șut sunt frați. Da, da, ăștia au plecat de la voi. Să fie, nu contează. Unii pleacă și după aia uită. Bine, Pintiricu și Săpunaru nu sunt prieteni? Dar au jucat? Sunt. Au jucat la Panduri puțin împreună și pe la echipa națională. De asta am spus că și noi eram atunci. Cu toată lumea eram prieteni. Da? Păi de la Craiova, la echipa națională, când mergeam, cu oamenii de la Craiova, cu de la Dinamo, cu Marian Pană, de la Sportul nu mai vorbesc, că știam de când am jucat în Cupa Intertoto la Sportul, știam pe toți băieții. Dar atunci erau alte... Pricep că se poate cumpăra cartea pe magazin steaua.ro, dacă vreți să o cumpărați. Și acum să-l ascultăm pe Gică Hagi, vorbește inclusiv despre desemnarea lui Ianis, capitan al echipei naționale. Viitorul e în față, așa că ne bucurăm pentru că cred eu că echipa națională ne-a adus iar într-o scenă, toți ceilalți care ne-au lăsat de fotbal ne duc iar pe scena unde vroiam, unde ne-am dorit totdeauna, la un campionat european, și atunci respect total și le dorim succes. Ianis e capitan în seara asta.
importantă echipa, important să facă un meci bun, important să se simtă bine, e doar un meci de pregătire, unde probabil stafful vrea să vadă pe toți jucătorii, să-i vadă, să-i analizeze. Presiunea și adrenalina o să vină de când o să plece în Germania. Care sunt sfaturile pe care le dați fiului? Mă cunoaște, ne știm bine, vorbim mult, așa că știe el bine ce trebuie să facă. Nu e presiunea prea mare pe umerii săi cu tot ce se întâmplă? Absolut nimic, de ce să fie? Eu, din contră, onoare, onoare și o plăcere și sperăm să prind o seară bună, toți împreună să facă un meci bun. Dar așteptați să vedeți și ce se întâmplă după Euro, că noi toți suntem curioși ce face. Am vorbit ce înseamnă, ce trebuie să facă, ce cred eu că poate să facă echipa națională la Euro. În față e doar campionatul european și atât. Un antrenor precum Mourinho ar fi potrivit pentru Giannis? Vorbim de Euro. Acum ne interesează Euro, nu putem să vorbim de un jucător, cu toate că, cum am spus, în fotbal se pot întâmpla foarte multe. Ce cerți? Sigur că Giannis are contract cu Rangers în momentul de față. O echipă mare, un club mare, a fost acolo, îl cunosc, știu toți ce a făcut acolo. A trecut o perioadă grea, dar singurul cu cert în momentul de față e campionatul european și Rangers, care are contract cu Rangers. Da. Bun, hai să ne uităm pe primul 11. Regele care își găsește timp tot timpul, bineînțeles că acum s-a legat foarte bine și cu meciul. A venit bine meciul ăsta, că lumea s-a dus la stadion. Cred că pentru Lăcătuș, eu cred că ei au avut o relație, cum să spun, era respect. Era respect. E un om, asta vine de la Constanța, dar își face timp pentru toți, pentru Lăcătuș cine. Dacă n-ai respect pentru Lăcătuș, nu, pentru cine ai respect în fotbalul ăsta? Sunt puțini oameni care au ajuns. Îmi aduc aminte la Cardiff, când intră Lăcătuș în parpalacul ăla de Alain Delonul ăla acolo și Hagi, nu știu, Lăcătușul, Marius Lăcătușul, adică deci Hagi e cu un an mai mic decât Lăcătuș. Hagi e stelist de mic, stelist de la disperat, pentru că sunt și Lăcătuș, a zis el cu gura lui, domne, eu am fost dinamovist, asta e situația. Ca stelist, pe cine? Ce este figura cea mai reprezentativă din istoria stelei? Marius Lăcătuș. Păi. Este clar. Ok, mai sunt și alții. Iordănescu, sunt și alții care au fost mari. Dacă Lăcătuș nu a fost nimeni. Nu, n-a fost nimeni. Uitați și la meciul vostru, adică în momentul în care, știți, și în ciuda faptului că asta este atât de trist la ruperea asta FCSB, Steaua, dumneavoastră, atât de trist că un personaj ca Lăcătuș a ajuns să fie, nu știu, să nu fie apreciat deoparte, să existe niște discuții de astea, pentru că să nu aibă niște declarații, să nu aibă unanimitate. Să aibă niște declarații, nu, lasă, că nu e de apreciat, îl apreciază toată lumea și acum. Nu, nimeni nu i-a pus cuvinte în gură. A fost antrenorul echipei noastre în Champions League, a calificat echipa în Champions League, a câștigat sute de mii. Na, ce să-i... Nu poți să-ți renegi trecutul. Da, știi? Dar mie îmi pare rău de situație. Poate să-mi pare rău de situație. Eu în continuare îl consider simbolul stelei. Clar. Deci nu are cum. Dar înțeleg că nu ți-au picat bine declarația. N-am niciun fel de problemă nici cu declarații. N-am niciun fel. Fiecare e liber să spună ce vrea. Da. Dar unii, dacă nu-și explică de ce sunt întâmpinați cu ostilitate de anumite suporteri, e ușor să găsești explicații. Pentru că sunt logice. Da, în același timp, cred că și Gigi Becali în anumite declarații vis-a-vis de Lăcătuș a greșit. N-are nicio legătură. Hai să nu... Vorbesc foarte serios. Da, ok. Bine. O să produc chiar... Bine. Chiar m-am uitat recent pe o emisiune de-a mea din 2007. Și am văzut o declarație, chiar cu Gigi Becali eram în emisiunea respectivă, dar... Da. Ce zice? Nu zicea nimic. Foarte frumos. Nimic. Care să măgulească, da, în fine. Bun, ne uităm pe 11-le echipei naționale înainte de a asculta pe Adrian Ilie. Îl păstrează pe Drăgușin, da, în 11. Și sunt meme, jucători, Șut, Olaru, Coman. Îți place echipa asta? Florescu fundaș stânga și Mogoș fundaș dreapta. Și voiam să te întreb dacă, fiind alături de Șut și alături de Coman, aștepți de la Olaru să aibă o prestație mai aproape de ceea ce joacă la voi, în mod normal. Așa ar trebui, nici ăsta. Nu știu ce să spun. Noi jucăm alt sistem. El a avut cifre în alt sistem.
Probabil că și opoziția contează foarte mult și joci cu Liechtenstein, adică greu să găsești un adversar mai slab decât Liechtenstein. Nu cred că are nicio relevanță meciul ăsta. Probabil că asta va fi în mare echipa din meciul cu Belgia. Cred că va fi sacrificat meciul cu Belgia. Aha, așa, e foarte așa corect ce zici. Așa cred. E foarte așa logic cred că, ce zici. Așa cred că ar trebui. Și atunci, dacă bine, și la ultimul meci avem șanse, sper, să ne calificăm. Da, sper din toată inima ca Rus să fie bine, că, sau și Burcă, pentru că nu poți să-l bași pe Drăgușin din 3 în 3 zile, cred. Că este, zici că a fost folosit ca să aibă minute, eu zic că a fost folosit și pentru că ceilalți doi înțeleg că sunt încă... Burcă încă nu este restabilit și asta e o mare problemă. Da. Sau mai poate să apară și Alibek dacă revine. Ea putea să facă Nedelcearu Racovițan dacă chiar vrea să-l țină, da, pe Drăgușin. Da. Cred că vrea să-i ofere minute, nu? Neavând la Tottenham. Posibil, că meciul ăsta nu cred că o să vină. O să vină aia peste noi să ne bage 16 metri. Bine, ați văzut Gibraltar cu Țara Cailor. Oricum o dai. Deci Gibraltar cred că e sub Liechtenstein, nu? N-are cum să fie 0-0. Andorra a pierdut 0-2 cu Franța. Franța marcând golul 2 târziu, din câte rețin eu. Da. Așa că se întâmplă și meciuri de genul ăsta. Se întâmplă, dar dacă îi pui să le dea 9, le dă 9, da, lui Andorra. Da. Yannis Hagi e capitan? Da. E... Pe cine altcineva? Gândește-te. Ia altul și spune că merita mai mult decât Yannis. Că Yannis are totuși niște realizări la echipa națională până acum. Pușcaș e mai vechi ca el? E mai vechi, dar Pușcaș nu cred că trebuie expus și cu banderola după că, pentru că a fost un jucător extrem de criticat. Da, de când a căzut mingea în cap și a revenit și a dat și asist în Elveția, după aia a marcat gol extrem de important în Ungaria cu Israel. A, nu prea avea. Cred că era Drăgușin te mira dacă era capitan? Putea să fie și el pentru încredere așa, da. Înaintea lui Yannis, cred că la ce a fost în preliminariile astea, poate că mă gândeam mai degrabă la Drăgușin decât la Yannis. Cred că a fost, nu? A jucat. În primul rând că e titularul echipei, da, și de acum acolo probabil mulți ani, dacă o ține tot așa, va fi greu să-l dai la o parte. Pricep că va fi o zi foarte complicată pentru proteste, forțele de ordine. Pentru s-au anunțat că proteste. S-au anunțat proteste, sunt 2500, pricep, nu știu acum dacă cifra e exactă, 2500 de ultrași care vor veni. Dacă-s verbale, e tot ok. Dacă se trece și la altceva, atunci nu o să fie ok pentru cei care recurg la anumite gesturi. Tu ești un tip care, da, ești foarte apropiat de fenomenul ultra și de aia te întreb pe tine. Trebuie schimbată legea Dragomir, că de fapt asta cer ei. Hai să schimbăm legea Dragomir pentru că nu putem să ne facem scenografiile, nu putem să facem torțe în stadion, nu putem. Eu am spus o repet, cred că dacă se va permite ca să se desfășoare la anumite meciuri, spectacole pirotehnice, cu firme de specialitate, sub supraveghere, cred că totul va fi ok. Uh-huh. Dacă vom continua să îi facem să introducă, știu eu, materiale clandestin și să le folosească, să le arunce în teren, nu va fi ok. Cred că trebuie niște schimbări făcute. Și am auzit că și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a avut cam aceeași opinie. Această solidaritate, credeți că va fi, pentru că nu vezi des, ăștia de obicei se bat între ei, nu se, sau se înjură, sau se, nu prea-i vezi prieteni braț la braț venind pe un bulevard? Nu e chiar așa. Nu? La meciuri, da. Dar în rest au relații civilizate, se și întâlnesc, între lideri e o relație de respect. Da? Chiar, da. Se mai ceartă, dar se împac. Ok, bun. Văzând chestia asta, credeți că, nu neapărat va sensibiliza, dar credeți că cineva se va gândi, stai mă un pic, că oamenii ăștia chiar sunt uniți în treaba asta și vor să, nu știu, să se manifeste altfel de acum încolo, să fie mai responsabil. Și dacă credeți că pot fi responsabili? Da, sunt sigur că pot fi responsabili. Pentru că ei nu vor să se bată cu forțele de ordine și să fie interziși și să se ajungă și la condamnări. Nu. Ei vor să fie lăsați să desfășoare niște spectacole care ne plac. Trebuie să recunoaștem asta. Că și noi ne schimbăm între noi tot felul, da, de video, uite în Danemarca, uite în Elveția, uite grecii ce fac și ne plac astea. Normal că ne plac. Da. Hai să auzim doi
asemenea suporteri care au venit la stadion. Ce ar mai trebui schimbat din punctul vostru de vedere la această lege 4 dată de Dumitru Dragoș? În primul rând ar trebui schimbat într-adevăr toată procedura cu interdicția și contestarea lor. În al doilea rând ar trebui tratat altfel, tratate diferit fenomenul a ceea ce numesc ei violență pe stadioane și fenomenul spectacolului pe stadion. Partea de pirotehnie ar trebui fără îndoială reglementată și lăsată la liber, într-un cadru legal verificat, bineînțeles, pentru obiectele respective, pentru ca suporterii să poată rămâne așa cum sunt încă din anii 50-60 pe stadioanele lumii, principalul motor de agregare al acestui sport. Ați avut probleme inclusiv cu coreografiile, din câte știu. Da, avem foarte multe coreografii interzise. Noi și cei care se spun că ne-am unit în acest proiect suntem pata în societate care nu are acordul din partea jandarmeriei și a statului să facă parte din fenomenul ultra. În schimb, sunt alte galerii mai bine puse cu statul, care tot ce noi avem interzis, ei nu au interzis. Câte galerii vor fi astăzi prezente aici? Sau reprezentanții a câtor galerii vor fi aici? Toate, mai puțin cele care nu au fost, care nu au suporteri. Nu avem să vă dăm sunt aici. Principalele sunt toate galeriile care au grupuri ultras de tradiție, sau mai noi, sau mari, sau mai mici, atât din capitală cât și din țară. Dinamo e reprezentată pe lângă noi, Steaua, Rapid, Faru, UTA, Corvinu, ambele Craiove, Petrolul, FC Argeș, Progresul, chiar grupuri mici sau mai mari. Singurele așa numite de către ele peluze nu sunt prezente. PCH Dinamo și bineînțeles acest simulacru de peluze al FCSB-ului nu sunt prezente, nu din alt motiv, ci pentru că noi și întreaga țară nu le considera face parte din nimic ultra. Vocea străzii, vocea suporterului este importantă, trebuie ascultată, pentru că practic voi sunteți oamenii care susțineți echipele pe care le reprezentați și echipa națională în definitiv. Care este mesajul pe care îl transmiteți prin această acțiune? Să ne lasem să ne exprimăm așa cum dorim noi, exact cum scrieți pe tricou, liber să fim ultra și ultra și liber. Asta exact. Vrem să rămânem, cu toate că suntem ultra, vrem să rămânem în continuare, să ne fie respectate drepturile ca oricărui cetățean al acestei țări. Am plătit și ne-am asumat întotdeauna când au existat exagerări din partea noastră și ne dorim ca același lucru să se întâmple și cu autoritățile care reglementează. Ne dorim o lege 4 corectă, adusă în timpurile noastre și care să nu împingă fotbalul către o chestie mercantilă și să o lase oamenilor, a suporterilor. Mulțumesc. Vreau să fie prezumția de nevinovăție la legea 4. Plătesc ei sau plătesc cluburile? Nu știu cine sunt băieții ăștia. Chiar nu știu cine sunt. Nu știu, nici eu e prima oară cum au venit de la stadion. Am văzut că sunt foarte ironici așa. Dar nu plătesc cluburile? Nu știu. Că ei zic, când de fiecare dată când am făcut ceva, am plătit. Dar nu știu cine sunt. Poate că au plătit, dar cine știe cine sunt? Chiar nu știu. Da, nu știu nici eu cine sunt. Înțeleg că galeria voastră n-a fost la chestia asta, la protestul ăsta, și nici pe CH-ul. Dacă era galeria noastră, ocupa tot stadionul, îți dai seama. E mai greu să discutăm de ultraserie și de galerie când noi avem peluză de 10.000, la meciurile mici avem câte 5.000, și vorbesc ăștia, nei ca nimeni, că domne, simulacru. Ce simulacru? M-a învățat și el un cuvânt, trebuie să-l spună solicite la televizor. Vai de capul lor. Ultras, da. Chior. O să vedem până la urmă dacă are efect. Că de fapt, știi cum e, indiferent ce zic ei, dacă ăștia sunt toți, cum sunt ăștia doi care au vorbit. Am zis că era și Bocciu pe acolo. Nu. Mă rog, înseamnă că nu sunt toți așa. Da. Erau din mai multe gale. Înțeleg, da, că au venit și din țară. Venit și Progresul, suntem toți. La Progresul, nu știu. Dai seama, vine unul și spune că e ultras, că e înfrățit cu Progresul, dar nu avem noi galerie. Hai de capul ăla. La ce vă așteptați de la Naționala României în meciul ăsta? Și dacă, ce crezi tu, Pandi, că urmărește sau ar trebui să urmărească Edi Iordănescu? Dacă ar trebui să urmărească ceva la meciul ăsta? Nu mă aștept la nimic, sincer. Mă aștept să iasă toți... să nu fie nimeni accidentat, să iasă sănătoși de la meciul ăsta, să se ducă, să se pregătească și să înceapă campionatul european. Ce să te aștepți de la meciul ăsta? Că dacă dăm 5 nu te ajută cu nimic, dacă dai 2 iară nu te ajută. Dacă faci țara galilor ieri sau chiar și Scoția 2-0, nu? Parcă, sau cât a fost cu Gibraltar?
parcă înainte de... S-a început Gibraltarul, să știi? A început Gibraltarul să facă toți, crezi că numai ușor noi... Ușor nu i-am băgat în seamă. Nu i-am băgat în seamă, dar să vezi cum vin pe turnantă. I-ai pus pe nouă acolo, pe nebăgați în seamă. Ne-au păcălit cu 14-0. Și acum 0-0 cu Țara Gailor. La nimic. Să fie sănătoși, să mergem toți sănătoși la Euro și vom vedea ce-o fi acolo. Spus că dacă te duci și joci în Gibraltar, ai și problema aia că se pune bariera și trece avionul. Și nu plus, știi maimuțele, dacă... plus maimuțele foarte nervoase. O, da, și poate. Și nu știi dacă singurul teren nu este ocupat de altcineva. care l-a închiriat înaintea ta. Joacă tot. Dar că n-a venit unul înaintea banca ta. Banca salariații băncii gibraltareze. Da, e frumos acolo. Ok, domnilor, ne oprim pentru moment. Vom reveni în aceeași formulă la sfârșit și vom analiza ultimul meci al României dinaintea Euro, partida contra Liechtensteinului.